Urma urmei, aici este o mică parte a acestui discurs puțin motivațional. De ce am meditat? De ce am meditat? Ce ar putea aduce bine? Spuneam că orice registru poate fi îmbunătățit, dar nu la modul general. Și chiar la un mod individual de existență, care apoi, printr-o compunere specifică, da, se inserează din ce în ce mai armonios în această lume complexă și oferă răspunsuri inteligente. Și, desigur, că orice evoluție umană contează în acest ansamblu universal. La un mod foarte simplu, gândiți-vă, atunci când meditați sau vă rugați, un minut, doar un minut, vreau să știți că acolo este un minut mai mult de pace și de liniște. Așa trebuie să o luați. Ce contează? Până atunci, lipsa acel minut. A venit minutul. A venit momentul prezent al asumării ca pacea, liniștea, trăirea în acest orizont al existenței caracterizată și de această minte limpede, pură, da? Non-reactivă, care a lăsat trecutul, care nu are așteptări legate de viitor, care a format acea pace, da? Acea liniște, da? Acea suprafață netedă, da? Pe acest fundal, ceva din adâncul ființei noastre se va reflecta. Și întotdeauna, după, între ghilimele, minutul dumneavoastră de pace, va exista o remanență a acestei stări în existența ulterioară. Pentru că nu veți uita, așa cum nu uitați când ajungeți într-un peisaj frumos, frumusețe. De-aia vă întoarceți pe munte, de-aia vă duceți la răsărit sau la apus la mare, pentru a vedea frumusețea. E bine, meditația ajunge în punctul în care revelează înălțimea, frumusețea și piscul conștiinței de sine. Și acesta este un peisaj minific, de care, odată îndrăgostiți, veți vrea mereu să fiți pe acolo. Remanența acestei stări se va reflecta în viața de zi cu zi și va aduce beneficiile într-un mod firesc. Într-un mod firesc, pentru că spuneam, pacea va aduce pacea. Lumina aduce lumină. Da? Liniștea și bunăvoința unei inimi deschise și iubitoare, întotdeauna face să se deschidă orice sufletul. Beneficiile sunt multe. Vi le pot spune din foarte multe categorii existențiale. Am preferat să spun că nu există categorie existențială care să nu beneficieze de transformarea lăuntrică produsă prin sau și prin meditație. Pentru că nu trebuie să exclude, în primul rând, existența în ansamblul său. Dar existența în ansamblul său este recentrată din perspectiva unei reflexii interioare care mereu va aduce bunăstare existenței noastre exterioare. Și asupra acestui lucru vreau să vă elucidați prin practică. Lăsând puțin timp aceste meditații să opereze în ființa dumneavoastră, da? Fără prejudecăți și fără scheme, fără așteptări, da? Și în simplitatea acceptării momentului prezent de a fi, pentru a surprinde, de fapt, poate pentru prima oară, într-un mod complet detașat, ceea ce este. Fără a conceptualiza prea mult. Cum o facem de obicei, fără a avea așteptări prea multe, poate cum facem de obicei,
Știți că și într-un concediu este acolo o nervozitate. Dacă am luat bilete scumpe, hotel bun, mare, dar dacă o să plouă? Există acel ceva ultim. Întotdeauna când te uiți într-un orizont legat de viitor, vă spun foarte clar că undeva, în mod subliminal, se creează opusul. Acolo, în fond, adânc subliminal, poate neconștientizat, există și posibilitatea de a nu ajunge acolo. Și asta poate funcționa de așa fel încât să-ți disturbe momentul prezent. Da? În meditație vei învăța că poate când te aștepți mai puțin, da? Va fi acel ceva autentic și reprezentativ ca semnificație, în primul ca stare pentru tine. Și vei simți că ești capabil. Și vei vrea să adâncești această stare, pentru că este ceva care este trăit prin tine. Poate pentru prima oară nu ai urmărit să pui cap la cap niște condiții exterioare ca să se întâmple ceea ce tu ai vrut. Doar ai fost într-un anumit fel și s-a produs acel ceva. Și îți dai seama de simplitatea modului în care conștiința ta lucrează. Un alt mod de a lucra această conștiință în favoarea ta, pentru tine și chiar pentru întreaga lume. Deci, acest curs, această expunere face parte din această prefigurare a intențiilor noastre care ajunge în punctul în care meditația să vă poată ajuta. Nu e vorba de o credință falsă, nu e vorba de imaginație. În cursul care va veni, vă voi spune ce nu este meditația, pentru că există atâtea prejudecăți în raport cu meditația. Mulți oameni vor să facă din meditație, așa cum au vrut să facă și din Dumnezeu, totul. Eu consider că meditația nu este un tot sau ceva. Meditația ești tu, ca star. Da. Cam pe aici ajungem. Cam asta este zona. Este registrul unei stări de a fi caracterizate, desigur, de multe lucruri specifice, dar nu putem să identificăm un mijloc, care este chiar și această meditație, cu acest scop suprem care este adevărul ființei tale. Tu ești adevărul. Tu ești acest adevăr și acest adevăr îți este revelat prin sau și prin meditație. Da? În ceea ce privește pregătirea noastră pentru a aprofunda elementele meditației, desigur că vom aborda într-un mod procesual lucrurile pe corp, atenția asupra senzațiilor, învăța cum să fim conștienți, cum să ne percepem pe noi, cum să respirăm, cum să facem respirația un instrument prețios pentru a reveni mereu și mereu la noi, și, de asemenea, mai departe, ce atitudini și cum să lucrăm cu gândurile, veți descoperi multe lucruri interesante cu privire la voi și la felul în care funcționăm din perspectiva mentală. Da? Dar, dincolo de întreaga metodologie, da? calea, care îi spune global, calea meditației, vreau să înțelegeți și să vă raportați la meditație chiar la un mod de a fi care revelează unitatea intrinsecă a ființei și, totodată, adevărul care vă reprezintă. Da? Deci este un mod de a vă raporta la voi încă de la început, astfel încât atitudinea pe care o aveți să faciliteze, dacă vreți, obiectivarea acestui. Pentru că, vedeți, și dacă vrei să, nu știu, să câștigi la loto, nu e suficient doar să crezi în posibilitatea de a câștiga la loto, chiar trebuie să joci. Adică să faci gestul, să te duci să iei biletul, eu știu, nu, să joci. E bine, poate toți intuiți, are valoare.
ca să nu spun că e la modă. Are valoare meditația, mă duce într-un loc, mă liniștește și mă capacitează cumva, nu știu încă cum, dar cred în ea. Bun, în afară de această credință, vreau să vă raportați și la faptul că, în cele din urmă, meditația vă revelează un mod de a trăi. Un mod de a trăi natural, firesc. Pentru că, până la urmă, această conștiință devine cumva capabilă de a reda, dacă cumva a fost pierdut, sensul lucrurilor. De a descoperi armonia, poate, pe care acum nu mai vedem sau nu mai întrezărim unii dintre noi, în ceea ce este atunci aici. În a descoperi, poate, acum lumina, deși pare că lumea e întoarsă cu fundul în sus. Da. Și, desigur, să observăm cum fericirea nu mai poate fi pusă pe umerii altora. Responsabilitatea fericirii și bunăstării ne aparține în totalitate. Ori, aici meditația se inserează prin acel mod de a fi care conferă și puterea de a trăi cu această responsabilitate. Este foarte simplu să zici, a, nu sunt fericit pentru că mulți facem așa, astăzi e noros, s-a vrut să schie, s-a topit zăpada, bai, și așa mai departe. Vreau copilul meu să fie de 10, să fie olimpic, dar de fapt el are ADHD. Are deficit de atenție. Și oftăm. Bun, vrem foarte multe lucruri, da? Cu toate acestea, vedeți cât de multe condiții exterioare nu se potrivesc cu ceea ce noi vrem. Și nu mai suntem fericiți. Vreau să fie într-un fel și nu se întâmplă acest lucru. Ce vom face? Vom merge până acolo încât existența noastră să fie atât de mult condiționată de lipsă, de gol, de neadaptări, de lipsă de control, de lipsă de condiții, de dezamăgirea celor din jur, sau vom opta pentru un mod în care să înțelegem profund, din punct de vedere cauzal, lucrurile. Ori această înțelepciune vine dinăuntru, dezvoltând conștiința. Nu poate veni din afară. Pentru că dacă ar fi fost să vină din afară, urmare a modului preferențial de activitate al minții exteriorizate, noi toți am mers în această lume cu o minte exteriorizată și n-am ajuns înțelepți. Marea majoritate dintre noi. Da. Și undeva trebuie să avem bunul simț să spunem, mă, modul ăsta de a explora lumea cu acest tip de mental nu m-a dus acolo unde parcă intuiam cumva. Sau m-a apropiat, dar parcă mai trebuie încă ceva în plus. Da. Să ajungem să acceptăm, în primul rând, da, și faptul că încă nu știm să folosim niște resurse. Ca să spunem numai atât. Și că urmează ca, descoperind resurse, în lumina acestei conștiințe trezite, da, asumate, responsabile, da, să putem să capacităm potențialul pentru a produce condițiile unei calități existențiale împlinitoare. Da. Altfel ne aflăm în ipostaza acelei ființe care cere, dar nu are de unde. Și de unde nu e, mai ce să cere. Oricum, meditația te va ajuta să înțelegi că de multe ori suferința a avut de a face cu alegerile tale, nu ale altora. Vei înțelege în lumina unui discernământ care apare a unei capacități de a percepe lucrurile în ansamblu, cumva, m-a spus și datorită dezvoltării conștiinței martor, faptul că acum, da, le poți vedea și unifica într-o altă lume. Înțelege așadar mai profund. Deci, toate aceste elemente care au de a face cu vindecarea sufletească, cu bunăstarea interioară, cu bunăstarea sau refacerea păcii relaționale, da? Au toată de a face și cu felul în care vă împăcați cu voi, vă acceptați pe voi și vă recapacitați pe voi,
pentru a beneficia de, până la urmă, de ceea ce suntem noi în ansamblu. În acest ansamblu fiind multe, multe posibilități și resurse. Da? Meditația ne ajută să le punem în această lumină eficientă, da? Productivă, creatoare pentru noi, mereu benefică.